Într-o lume în care știrile par să fie dominate de evenimente negative, un eveniment recent a adus o rază de speranță pentru persoanele cu deficiențe auditive. Timp de 3 zile acestea s-au bucurat de un congres unic. În perioada 9-11 august, la Sala de Congrese a Martorilor lui Iehova din Negrești, Oaș, s-a desfășurat un eveniment special dedicat persoanelor cu deficiențe auditive din județele Arad, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Mureș, Timișoara, Vrancea și nu numai. Peste 360 de persoane cu deficiențe auditive, dar și persoane auzitoare care au învățat limbajul semnelor, au asistat la acest eveniment. Programul a inclus discursuri, interviuri, puneri în scenă și materiale video, toate interpretate în limbajul semnelor românesc, aducând mângâiere și ajutându-i pe participanți să privească viitorul cu optimism. Tema Congresului Regional din 2024 a fost să anunțăm vestea bună, iar programul a fost conceput pentru a aduce doar vești bune întregii asistențe. Martorii lui Iehova au organizat Congresul Regional din 2024 în 15 orașe mari din România. În total au fost pregătite 29 de congrese pe parcursul a 11 săptămâni, între 14 iunie și 25 august. Printre discursurile prezentate la congres se pot aminti de ce avem nevoie de vești bune, profeții mesianice împlinite și de ce nu ne temem de veștile rele. Un punct culminant al evenimentului a fost prezentarea producției video speciale Viața lui Isus în lumina Evanghelilor, adevărata lumină a lumii. Acesta a fost difuzat în două părți, vineri și sâmbătă, pe ecranele LED din locație. Un moment emoționant al zilei de sâmbătă a fost botezul în apă al noilor discipoli, un moment de profundă semnificație spirituală pentru participanți.